Hello, hello, oameni frumoși! Suntem cu 6 zile înainte de campania umanitară din 2019. Facem o tură de recunoaștere astăzi. Sper să fie sunetul ca lumea, pentru că am uitat acasă microfonul extern. Suntem doar 4 mașini de data asta și înregistrăm traseul cu ajutorul unei aplicații care este special concepută pentru off-road. Înregistrează traseele chiar dacă nu este pornit internetul, pentru că ne dorim în drumeție să știm exact pe unde avem de luat, unde avem fiecare familie, facem listă. Astăzi am mai găsit încă 8 familii. Pentru mine va fi prima campanie umanitară și... Nu pot să cred că îmi fac probleme pentru problemele pe care consider eu că le am. Săptămâna viitoare vom face cumpărăturile și s-au strâns foarte mulți bani din donații, foarte multe alimente până acum. Sper să iasă totul exact așa cum ne dorim, așa cum ne-am imaginat. Suntem cu sufletul deschis. Pentru mine este o experiență, nu știu, este un wake-up call, să zic așa. Când vom porni în drumeție, vom porni mult mai de dimineață. Astăzi am pornit de la ora 8:30. În drumeție vom porni cel târziu pe la vreo 6:30, în ultimă instanță de la ora 7. Să ajungem aici, la aceste locuințe, nu e ușor. Stau rupți de lume, aș spune eu, și condițiile în care trăiesc sunt... dar ar putea să fie și mai bune. Am fost și la casa care a ars. Primele 2 camere din față sunt afectate doar de fum, dar în spate totul a ars din temelii. S-au pornit motoarele, cred că o luăm din loc. Vă țin la curent. Hello! Am văzut foarte mulți câini aici. Sincer, cred că fiecare familie are minim 2 cățeluși și, sincer, câinii pe care îi vezi aici sunt diferiți față de câinii pe care îi vezi la oraș. Aici fiecare câine zburdă, latră și chipul lui parcă îți zâmbește atunci când te uiți la el. Și câinii ăștia nu locuiesc în niciun apartament, nu locuiesc în nicio cușcă. Și parcă așa e normal să și fie. Au mers băieții să verifice dacă nu cumva stă cineva și în această casă. Am văzut lemnele tăiate pentru foc. Probabil și ne gândeam dacă nu cumva stă cineva și aici. Am găsit astăzi foarte multe familii cu copii. La prima tură de recunoaștere au fost familii alcătuite din oameni în vârstă. Le avem și pe acelea acum, dar am găsit alte familii azi, 8 familii noi mai exact, și la fiecare familie sunt copii. Fie că sunt școlari, fie că deja sunt majori, tot copii sunt și... Urmează să mergem la Jumbo să cumpărăm jucării. Am întrebat care sunt școlari. Vom cumpăra ghiozdane, rechizite, papetărie. Da, capul